permiteți să începem ședința de astăzi. Faptul că majoritatea consilierilor sunt prezenți, cu excepția două persoane motivate, începem ședința de astăzi anunțând ordinea de zi. Fiecare dintre dumneavoastră aveți la mapă acolo ordinea de zi. Cred că n-are sens să mai dau citire celor 10 puncte. O să prezentăm punctual pe fiecare punct în ordinea înscrisă. Cu permisiunea dumneavoastră, cred că sunteți de acord. Avem reprezentantul firmei Heliantus, farmacia de la dispensarul uman din spate, la punctul 4 ca punct. Și am vrea să, după primele două puncte, să dezbatem acest punct 4, ca să nu îl facem să aștepte până terminăm noi întâlnirea. Da? De acord? Da. Bine. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din astăzi, 25-a 3-a. Dumneavoastră ați văzut ordinea de zi, sunteți de acord cu ea? Aveți ceva, alte probleme, propuneți ceva? De acord, da? Mulțumesc! Domnul președinte, o singură intervenție vreau să o fac, tot astăzi, la final de cala diverse. O să facem o scurtă prezentare asupra unei, atestarea documentară a Comunei Scânteia, care practic o atestare ca și anii 598 de ani, de atestare documentară a Comunei Scânteia, făcută de domnul profesor și consilier Lipșa împreună cu doamna preoteasă, directoarea de cămin, și prezentarea, o să prezint în jur de ora 14, domnul cu strategia de dezvoltare a Comunei Scânteia pe perioada 2021-2027, pentru că prin strategia asta dumnealui are o prima întâlnire, va mai avea câteva diverse întâlniri cu agenți economici, cu, eu știu, cu școlile, dar acum va fi prima prezentare în fața Consiliului Local a ceea ce vrea dumnealui și eu și împreună cu dumneavoastră să facem pe această strategie de dezvoltare a Comunei pe anul 2021, pe perioada 2021-2027. Da, mulțumim. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal a ședinței de 25-a 2-a și 8-a 3-a. Ați asistat atunci la acele două întâlniri, ședințe. S-a încheiat procesul verbal, probabil că parte din dumneavoastră l-ați parcurs. Dacă sunt vis-a-vis de procesele verbale, de consemnări de proces verbal, ceva probleme de adăugat de domnul Pancu, poftiți. Deci la ședința ordinară din 25 a doua, s-a discutat de contractul de încheiere a pașilor. În filmarea de data respectivă și nici în procesul verbal al domnului secretar, finalul discuției nu apare. Asta e una la mână. A doua la mână. S-au propus atunci puțin majorarea chiriei, care a căzut în acord, până la urmă la 162 de lei. Dar eu am venit cu o propunere, care a trimis ulterior de domnului secretar, recalcularea chiriei în funcție de rata inflației anual. Și tot anual, în luna martie sau până în luna martie, orice fermier sau orice chiriaș al pașilor să aducă de la medicul veterinar numărul exact de animale deținute și o declarație de propriu răspundere, precum că are animale respective. Să fie reactualizat anual acest contract. În contractul cadru care este acum, nu sunt speculate. În domnul Pancu, aceste două puncte se respectă cu sfințenii de ani de zile. Adică nimănui nu i s-a dat, nu i s-a mărit sau micșorat suprafața de pășuni dată în închiriere fără acea adeverință care este musai să o prezinte și la APIA, adeverința la doctorul de veterinar, în care stipulează câte animale are. Asta este clar. Și așa se face în fiecare an. Referitor la majorarea ce a spus-o dumneavoastră, oricum, fiind o, nu știu, taxă sau prinsă, noi o vom analiza anual, pentru că prin hotărârea de Consiliu care o să dăm referitoare la pășunat,
anual, pentru că aceasta se discută anual în ședința de Consiliu, perioada, mă rog, cu programul ăla de pășunat. Și atunci, automat, dacă vor interveni față de rata inflației, care va fi foarte mare, atunci vom interveni la asupra acestei sume prin hotărâre de Consiliu. Anul ăsta, Consiliul Local majorează taxa de la 170, că acum nu-i cum spune, e 100 în final pe contract. Așa, asta am calculat în funcție de, înseamnă 150, nu, 150 înseamnă taxa plus taxa pe de închiriere, care efectiv este venitul nostru, cealaltă este taxa de pe extrabilanț, ce înseamnă taxa de teren. De teren. Și am zis anul ăsta să mergem pe taxele vechi, care sunt, n-am majorat nicăieri decât cu rata inflației, și am spus, haide să plecăm așa. Deci, oricum, iar contractul cadru, domnul secretar, l-am luat de pe legea pășunat, da, domnul secretar, spune dumneavoastră. Regulament cadru. Un regulament cadru, am observat că treaba ta așa, se putea anexa, dar prin hotărâre de Consiliul Local, o anex la contractul cadru, care specifice chestia asta, dar chiriașul are obligația anual să punct. Rețineți, ședința de Consiliu, am discutat acest aspect, chiar am discutat, eu am zis de lucrul ăsta, că cetățeanul care are închiriat, el trebuie să ne asigure că are același efectiv de animale sau mai mare vis-a-vis de pășunea pe care o deține, cu hârtiuță de la medic și cu declarația lui, nu, pentru că nu este caldul vin de animalele și ține în continuare suprafața. Eu dacă vedeți cu contractul, nu e unii scrii treaba asta, că spuneam că pariam cu numărul de animale. Noi am menționat atunci. Am înțeles, domnul. Nu scrie nicăieri cu contractul treaba asta. Lui nu-i primește dosarul la APIA, fără acea adeverință. De ce zic tu? Medicul veterinar și cu crescător de animale sunt mână în mână. Poți să am nota 10 la anul, poți să am 8 sau 7 și 20 între hârtii. Deci unii este cu ei în bază de dată exactă. Dacă nu-i verificat pe cotare... Fiecare răspunde dacă dă în fals... Declarația pe copii răspundere, dar aia merge în instanță, poate merge în instanță, dar nu trebuie. El s-a respectat. Domnul Pancu, în momentul când acel fermier are dosarul la APIA cu 3 bovine, da? Cu numărul de crotale. El pică la control. Nu vă dați seama că asta îi se impută toți banii. Nimeni nu-i dă o hârtie în plus sau minus doctor de fumă. Numai când spuneți chestia asta, asta înseamnă fals în acte. Deci nu poate da? Deci nu are nimeni. Adică eu nu pot să-l constrâng pe domnul medic veterinar să-i spun nu-i da 3 și dă-i 2. El are documente. În momentul în care el pică la control sau are ceva, el dă cu subsemnatul. Nu vă dați seama că asta... Deci medicul nu va da iurea acestei adeverinții. Și mai mult de atât, cum v-am spus, el are... Deci eu voi face anual, dacă să spunem că... Și există pentru mari un fermier de ovine mare care are 100-200. Le-a străinat anul ăsta și el la anul nu mai vine cu adeverință la mine, automat ar merge la contractul. Nu se pune problemă. Noi primim, de-aia așa am primit pe speța pășunatului, până din 15 ianuarie, până pe 15 februarie, sfârșitul februarie, că de la 1, sau, de la 1 martie începe acțiunea cu APIA, noi le-am cerut cereri, le-am contabilizat, le-am văzut numărul de... De asta spun, pentru că am dat în felul următor. Acolo unde are o singură bovină, n-am putut să-i dăm sub un hectar, pentru că nu poate să declare la APIA. Acolo unde a crescut numărul, 3, 5, am început de numărul 0,7, că nu avem. Pășunea este clară, 462 de hectare, nu o putem lungi, nu o putem face altfel. Adică, ba, din contra, suntem diminuați la această suprafață din cauza căturilor, arbuștilor de pic, care nu se pot declara, că sunt vreo 20 de hectare care nu le putem declara. Din cauza asta. Și atunci, aici am început acea acțiune, uitați, întrebată pe domnul Țenu și le-a spus cine defrișează și curăță acel teren, îl are cu titlu gratuit un an de zile, după care al doilea an începe să plătească. Mi se pare normal că o curăță. Da. El pentru asta ia bani. Ce să-l aibă cu titlu gratuit dacă el pentru asta primește bani? Dar nu-i pe-a lui. Atenție la mine, sunt pentru, și știți, în Gâsca, aproape 20-30 de hectare care nu le declarăm la ora actuală.
Nu le avem nici, n-am studiat, nu le avem nici în inventarul comunei. El este trecute, nu are bloc fizic, știți, domnul primar. Nu, dar este, n-are comunii, de care e cu tot cu Gâțca? Tot. A fost declarat în fiecare an, chiar dacă e... Gâțca n-a fost declarat. Nu-i bloc, mergem acum să vedem. 462 de hectare seamă tot. 462 cu tot cu Gâțca este. El a fost declarat, nu a căzut niciodată la control, că dacă ar fi căzut la control, ar fi plătit cel care deținea acolo suprafața, deci e doar pentru asta. Și mai e o problemă aici, la bani. Deci dacă ne uităm în contractul de anul trecut, 2019-2020, suma era de 172. De ce am micșorat-o pentru anul ăsta? Nu, dar n-am micșorat. Ba da, păi dacă acum este 160 și... 162. 62. Și anul trecut a fost 172. Trebuie văzut, poate s-o degreșeală, poate o 162. Deci ne uităm la contractul din 2020. 162, ați spus. Da, și în 2020-2019 a fost 172. Haideți să dăm drumul și eu vă spun acum, doamne, da, da, da. Mai... Bun, la final plătam, adică da. Unde intră și redevența, intră și taxa. Da. Mai vrea domnul Porcărașu să spună. Aici, la proiectul de hotărâre, scrie proiectul de hotărâre numărul 25 din 4-a 2-a 2021, în care se aprobă procesul verbal din 8-a 3-a 2021. Cum e? Nu-i posibil. E ceva de dactilografie. E eroare de redactare. De eroare de redactare. Deci, eroare de redactare, poate... Deci, anexa numărul 2, la fel, da? Privind aprobarea procesului verbal la ședințe ordinare din 25-a 2-a și din 8-a 3-a 2020, da? Ce sunt data limită pentru aprobarea avizului, 10-a 2-a 2021. Cum poți să aprob un aviz pe 10-a 2-a 2021 din 8-a 3-a? Nu, asta se arăt eu. Dar nu poate... Eroare. Foarte bine că ați adus-o la cunoștință, domnul secretar. Înțelegeți-vă chestia asta, da? Da, da, da. A dus la zi, da? Cu taxa, tot cu taxa, așa. Bun, deci cu punctul 2 suntem de acord cu ordinea de zi, alte probleme dacă mai sunt. Nu, da? Punctul 2 era procesul verbal. Păi da, procesul verbal, asta spuneam. 872. Dar zis că l-aveți, ați verificat, ați văzut, dacă sunt probleme vis-a-vis nici consemna. Și l-a spus domnul Pancu ce-o a avut și discutăm în final și... O definitivăm că așa e propunere. Da. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înnoirii contractului de închiriere a suprafeței de 50 de metri pătrați construcție, imobil situat în intravilanul satului Scânteia, comuna Scânteia, Lăția, cu destinație de farmacie comunitară și stabilirea chiriei actualizată prin raportul de evaluare întocmit în august 2020 de Incorso Consul SRL, membru ANEVAR. Domnul secretar, ne spuneți dumneavoastră? Da, e scurt, cât e acum? Societăria în spațiu SRL are... Da, măi, am încercat să trece altceva. De anul trecut, doar de ce? Și expiră acum. Farmacie din spatele dispensarului, dacă știți foarte bine. Farmacie, comunitară, se numește. Și bineînțeles că a apelat la sprijinul dumneavoastră să-i prelungiți doar ca contractului, de care vom ține... Deci contractul era încheiat... Eu am zis, da. Expira în aprilie, dacă nu mă înțeleg. Deci, s-o face din ce? Aceasta nu urmează 4 aprilie. Lămuriți-vă pe chestia asta și tu n-ați încălzit. Da, ce cabinet de da. Și atunci am făcut altul, am rămas la aceeași rezidență, la aceeași chirie, pe care e închiriere. Cei care sunt consilieri vechi știu că în luna august, pare mi s-am discutat rezidența vis-a-vis de închirierea acestui spațiu. Am propus atunci o sumă, este hotărâre dată în sensul ăsta. Acum, practic, prelungirea închirierii pe o perioadă de... Spunea domnul secretar în documente, da, cei care le aveți acolo, între 3 parcă, și 7. 70 ani, acum sau 70 ani. Da, bine, e forma contractului care l-a făcut cu varianta aceasta. Acum, dumneavoastră, pe ce perioadă considerați da, bine, că ar fi bine, bine să facem contractul de închiriere?
având în vedere că el expiră acum în aprilie și are nevoie de document ca să fie în legalitate și dumneavoastră vis-a-vis de conturile care trebuie să le facă. Bine. Cu farmacia unde se face activitatea. La dumneavoastră. Avem nevoie de farmacie, la momentul ăsta este singura farmacie din comună. Și pe această cale vreau să mulțumesc administratorului acestei societăți pentru bună colaborare în anii mulți care am fost primar. Este cel mai bun din plată, întotdeauna nu au creat absolut nicio problemă. Chiar dacă chiria e printre cele mai mari sau prețul chiar cea mai mare, nu s-au opus niciodată un om deosebit și vreau chiar să-l felicit pentru asta. Legat de perioadă, așa cum spuneam, oricum avem nevoie de farmacie, oricum are stabilitate, nu este o societate care astăzi este aici și mâine vrea să rezilieze contractul. Eu aș merge, aș propune de perioada maximă care prevede legislația. Adică, pare mi-s că 7-10 ani, da? Da, domnul secretar. Nu este o perioadă anume. Domnul secretar a făcut în prealabil modelul de contract, rămânând ca noi să stabilim ce ne interesează, ca termen, dată și cuantumul, rămânând al chiriei, cel care l-am stabilit în august 2020, urmând ca în contract scrie, nu? Că se verifică în afară de data inflației, da? Evident, dumneavoastră are contract și acum, noi trebuie să vedem. Pentru că de 2004 nu mai știu exact de când e contract. De fapt, de exemplu, tot am mers cu 3 ani, cu 3 ani și am mai mărit de cu un an și cu un an și cu un an, dar 3 ani ar fi mai indicat, da. De aceea, titlul proiectului a spus înnoirea contractului, așa cum am făcut și medicii de familie. Da. Deci pornim încă de la 0. Da, bun, perioada de închiriere o stabilim noi, în cadrul Consiliului Local. Părerea dumneavoastră, domnul Săgăleanu, eu, altul, cine, am așa, pe avut, ce perioadă, domnul primar? Am avut o discuție chiar înaintea ședinței. Păi asta vreau să vă spun, eu am vorbit înaintea ședinței cu domnul și am stabilit o perioadă de 5 ani, dumnealui a fost de acord și am zis să mergem pe o perioadă de 5 ani, ca așa, nu domnul, l-am întrebat jos că este bine. Pe o perioadă de 5 ani? Domnul consilier. Sunteți de acord cu perioada de 5 ani? De acord. Iar prețul pleacă așa, rămânând ca noi ulterior să vedem când anume se reverifică chiria cu antumul ei. Anual sau cum e trecut în contract, domnul secretar? Știți cumva? Inflația vine de la sine, obligatoriu, prin efectul legii. Vom discuta în ședința următoare indexarea cu rata inflației și totodată aprobarea legăturilor pentru anul următor. De tradiție, hotărârea mare, care stabilim impozitul pentru anul următor, noi în fiecare an am indexat tot cu 10%. Deci, toate contractele din chiriere după ce sunt mai mari ca anul trecut. Crește față de ce anul. Deci 162 este da. Suma de tot cu mură, plus 26, pe 6 poliție. De anul trecut, da, bine, bine, deci 162 plus 26, aha, bine, da, mulțumesc. Da, da. Bun, deci să rămâne pe operă, sunteți de acord cu perioada, mă aveți careva de spus ceva? Sunt 80 și ceva. 188. Nu, nu, așa. Sunteți de acord cu perioada de 5 ani? Da. Împotrivă cineva? Nu. Abțineri? Nu. Mulțumim atunci. Deci, dumnealui îi ceri doar cu titlu, cum să vă spun eu, adică doar casa de asigurări, spune ca o farmacie să funcționeze, trebuie să aibă o cameră de consiliere sau de, dacă nu știu cum să o numim noi, nu consiliere, de a lua medicamente. Având în spate, având în spate, acum am terminat, dacă vreți cine vrea să meargă acolo, având în spate stația de salvare,
I-am spus, i-am dat dispoziții domnului viceprimar, zic să-mi identific și cam mai avem. Avem ăsta apartamentul din bloc, mai avem acolo la, cum îi spunem noi, muzeu. Și am zis, domnul vice, vreau să pregătiți aceste spații, să vedem în ce stadiu sunt, cum, ce putem face. La ce spațiu e gata, l-am rezolvat. Practic nu era nimic de făcut acolo, în afară de a da cu var, de a lega ceva și ei au fost geamuri, știți? Instalația de apă, apoi, erau conduc. Noi aveam geamuri de lemn, ei au dat afară, au pus spumă și au lăsat așa. Practic am făcut acele grafuri, am dat cu var și arată super de bine acum. Cheile sunt la noi, ca titlu așa o să punem acolo o masă și ce, găsim o dormez, vedem noi ce facem și îl avem. Dacă o să aveți nevoie de ea, o să veniți, ceea ce vă spune acum casa de asigurări și noi nu avem nimic, să aveți cheile dumneavoastră de acolo, încât spuneți, da, doar, uite cum arată, e curat, e făcut, e ok. Și vreau nevoie, el va fi bine de acolo. Păi facem atunci un contract, o solicitare, faceți o solicitare, noi analizăm și nu e nicio problemă. Nu avem nimic împotrivă, încât... Acolo, dacă se vrea... Concesionarea în continuare trebuie făcut o documentație. Dar automat prin asta spune, face o solicitare de-a lui, după și aceea cei 50 de metri vă mai dăm care iese fără nicio problemă. Dacă până una alta, ca să rezolvați problema, vă poate da cheie ca să stea cineva. Dacă veniți să vedeți cineva acolo, fără contract. Automat ca să demonstreze la casa de asigurări că are și camera. Normal, da. Poate dă o hârtie la primărie, cum că pune la dispoziție pe o perioadă de... Până finalizăm actele cu contract cu nu știu ce. E ok, nu sunt de acord și nu... Problemă. Da. Dacă are nevoie, vin la hârtie, dă o hârtie. 50 de metri acolo, e exact minimul că se cere la farmacie comunitare. Aveți suprafață. Ce vă mai trebuie? Mai trebuie că... Aveți suprafață? Îndepliniți condițiile la 50 de metri. Dacă îmi practic acolo, fiecare are în spate. Oameni. Nu, ia antena camera care poate fi folosită. Îi mai trebuie un spațiu pentru așa ceva, pentru oameni. Sală de așteptare. Haideți, da. Deci e lămurită problema. Da, să faceți o solicitare, noi o să analizăm și o să dăm un răspuns, da? Ca să nu pierdem timpul. Bine. Mulțumim. Nimic, atât. Închirierii, data acum apare 162 de lei. Adică este mai mult doar contractul, fără taxa de 26 de lei a terenului. Pentru că s-a calculat, Sorin a calculat după o formulă strictă a hotărârii sau a legii care există asupra pășunatului. Deci nu că a scăzut. Acum, practic, e 192 de lei. 188 de lei. Deci a crescut. Total. Da, eu probabil n-am fost informat. Acum mi s-a confirmat. Deci nu a scăzut. Adică asta nu înseamnă 162 plus 26 taxa pe teren. Total? Da, domnul, așa e. Așa e. Așa s-a vorbit de atât de 162. Deci să lămuriți problema asta. Chestiunea, deci. Gata, trecem mai departe. Deci, plus cei 26 la taxa pe teren, da? E 188. O să ucedim în final și... Da. Revenim. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului primarului privind situația gestionării bunurilor și inventarierea patrimoniului Comunei Scânteia la sfârșitul anului 2020. Punctul 3. Da, știți foarte bine că anual legea ne obligă să facem inventarierea bunurilor primăriei, adică ce înseamnă domeniul privat, public, și tot ce înseamnă clădiri, așa, obiecte de inventar, dacă vedeți dumneavoastră, aveți acolo mijloace fixe, de asta, terenuri, construcții, echipamente tehnologice, active necorporate, obiecte de inventar, tot ce înseamnă inventarul comunei, da? Asta este bine și trebuie făcut, în sensul că și el trebuie, practic, dacă ar fi pus la punct, dar în țara românească am înțeles că două sau patru, cinci comune au publicat în monitor oficial. El trebuie trimis la minister, Ministerul Dezvoltării, publicat de, în, mă rog, ca și monitor oficial și apoi este foarte greu, pentru că condițiile acum de a-l publica în monitor oficial sunt foarte drastice. Adică tot teren, drum trebuie intabulate,
nu mai spui clădiri și vă spun, este, dar încercăm ca în următorii ani să ajungem spre vârf, adică să avem toate puse la punct. Îi dau acum, eu am insistat foarte mult, bun, ce înseamnă drumuri, ce înseamnă clădiri, le avem. Dar eu am pus un pic accentul pe domnul și am spus domnului viceprimar ce ține de utilaje, ce ține de dotările celor două cămini, ce ține de căminul de la Bodești, am vrut să le inventariem un pic, care să vedem practic dacă avem acele mijloace din, eu știu, fixii, dulapuri, costumii și tot ce este și azi s-ar părea că am găsit, domnul viceprimar vă poate spune toate ceea ce au, că el este șeful comisiei. Da, înțeles. Deci în urma inventarului și a, la, și ne-am fost la căminile culturale de semne în Scânteia din Borosești și la căminul Bodești, să luăm cu căminile de prima dată, deci nereguli nu au fost. Este ceva foarte sumar. Unii s-au găsit ceva, deci probabil că știți, la Borosești acolo așa sunt 20 de perechi pantofi care sunt în plus, știți dumneavoastră și este vorba, nu? Așa care e prima respectivă. Da. Bine că nu sunt minus. Nu. O să în plus, am găsit da, acolo, așa este. Nu vorba, sunt, da. Deci, mă rog, la veselă... Au rămas acolo. Sunt rămase, da, în sacul, da. La veselă s-ar putea să mai fie ceva. Mai este ceva spart, da. Să fie un pahar, așa, da. Nu sunt probleme. Unii s-au găsit, sunt, deși două probleme mici, deja sunt, sunt, este un suman de bărbați și o ei care se găsește unii pentru modificat, pentru ajustat, să vedem în situația în care sunt. Deci, nu, lasă-o jos, spre el, spre el. Deci, așa, la căminul Scânteia tot la fel, sunt în regulă. Mai erau scaunele astea care erau Alexis, care sunt luate, sunt trecute în inventar aici, dar le-am depistat, sunt la deal, la primărie. Deci s-o găsesc ca număr și ca deci sunt acolo. Da, ei s-au mai schimbat, s-au mai schimbat așa. Bine, și aici la cămine mai sunt lucruri care sunt în căminul Scânteia, dar sau le-am, pe toate le-am trecut, să regăsesc cuneva ori la căminul Scânteia, ori la căminul Scânteia. Deci cu cămila... De la cămila la Borosești, niște scaune erau date la școală, 10 scaune, nu știu dacă s-au mai adus, știu că avea să... Cât s-au adus, dacă s-au adus, s-au adus, sigur. Nu a fost o ședință, da? Nu s-au adus chiar atunci când am făcut în momentul în care am făcut inventarul, s-au adus. Deci la bibliotecă, la Scânteia, ce să vă spun, deci numărul de cărți care este și din ăla și care s-au mai, cu donații și care s-au mai cumpărat, ajuns la 5429, corpurile de raft care sunt și care s-au cumpărat. La Borosești pe unul mai montat. Un corp de la Borosești este adus și pus în birou la Registrul Agricol. Corpurile pentru bibliotecă sunt acolo, da? Borosești. Da, sunt acolo. Deci, ca să știți, dacă nu mai este unul, este montat în birou la Registrul Agricol. Da. Are pe el trecut acolo inventar, codul? Nu știu dacă e pus inventarul pe el, dar îi trebuia la Registrul Agricol și am luat unul de la... Sunt trecut cu coduri la Registrul de Inventar și la Registrul. Noi le avem așa ca... Nu, de motivul ăsta trebuie. Da. Tot la fel la... Deci la bibliotecă și la cămin, la Scânteia, toate le-am găsit în regulă, deci nu sunt nici deteriorate. Ar mai fi aici că e o unitate care e luată de la bibliotecă, deci. E o unitate care e luată de aici și s-a dus, probabil nu a avut doamna Lucica la primărie, știți, dar să știe despre ea. Da, da, da. Camera se vede, apia. Este problema unui laptop care l-ai luat prin, am înțeles, prin alt proiect, care l-a rămas la Lența Barntag, proiectul și asta, laptopul și căștile. Deci este prin IREX, se cheamă proiectul, dacă vă amintesc, da? Cred că acele trebuie scoase, sigur. Trebuie, eu le-am găsit în asta, deci le-am găsit în inventar și trebuie să le justificăm cumva unde sunt. Mulțumesc, doamne Dima. Mulțumesc. Da. Cine mai vrea? Dacă tot este în picioare... Deci, despre utilajele care sunt, deci le știm cu toții, sunt existente acolo și în funcții care sunt,
deci mai puțin una mașină de pompieri care eu nu știu ce își trebuia să spună. Aia este mai este mașina care este... Papucu, da? Papucu, trebuie să trebuie radiat. Da. În general sunt toate. Se radiază oricum, noi nu plătim impozit pentru ele, dar trebuie de radiat. Vrei cineva dacă? Deci și papucul, să știți că s-ar putea face, n-ar fi mare lucru la el, îi hărâie pe aici, poate. Avem tractoare, mai fi o problemă care la Cămin, la Borusești, care m-a surprins, este problema panourile astea care dau căldură, cum se spune eu corect. Da. Deci sunt sarse. Nu sarse. Ieri ați văzut cum s-au făcut panourile numat. Unul din ele nu avea un ștecher, dacă nu mă înșel chiar din sala mare de jos. Iar, în schimb, erau în stare funcționare. Nu, cu Cămin nu se încălzesc așa aici, cum se încălzesc la urmă. Deci, de la votare, ele nu mai sunt în stare funcționare. Nu le-au mai pus, știți prea bine că acolo știu, dădea siguranța afară, puterea lor era cu puterea instalată, știu. Ceva ce se întâmplă este acolo, nu știu, să mai vedem pe parcurs, dar nu e. Puterea e mult mai mare, tot cerut. Ai sumărit puterea. Da, deci la referitor la căminile culturale, deci în regulă, v-am spus, la bibliotecă și tot la fel. Acolo, nu știu, da. Nu, cred că din cauza condensului, dar nu era vorbi să fie de umezeala cu când am fost... Nu, vorba de rece și vorbim după 3 zile să ne apăi și atunci se poate... Bine, dar eu spun că astea erau... S-a văzut de la votare atunci că erau, am vrut să le punem să le neargă, ca să stăi lumea. Deci referitor la protecția civilă și la asta, și aici s-a făcut un inventar, deci totul este în regulă, nu am avut probleme. Asta e tot și vă pot spune despre inventar, adică nu vreau la asta mai... Da, domnilor, mulțumesc, domnul Vici. Suntem pe departe, v-am spus. La Căminul Bodești, am uitat să mai specificăm. Deci la Căminul Bodești, cred că dintre dumneavoastră o parte știu, deci e o construcție care e la roșu, e tenguită pe din afară, este făcut gardul, este făcută bordura, porțile, poarta mică, poarta mare, este făcută o cameră tehnică, cum se spune, deci e tencuită camera tehnică, unde se află centrala care este acolo, la momentul de față este montat mufii, reducții, știu eu, toată instalația supapii și trebuie să aibă o centrală, nu este funcțional, adică nu se poate aprinde, dar în rest, asta putem spune despre... Da, nu, aici cu căminul nu vreau să reamintesc, probabil va fi discutat sigur într-o ședință de Consiliu. Avem ieri, am primit, nu, 23, alaltă ieri am primit o notă de la Curtea de Conturi, eu am stat de vorbă cu domnul Săpăleanu, o să o discutăm aparte când va veni, avem, ne-o cerut niște acte, le-am prezentat. Urmează acum ceea ce ne va recomanda Curtea de Conturi și probabil o să o discutăm pentru că e o speță mai delicată. Nu știu dacă are, o discutăm sau nu o discutăm. Eu zic că sigur va fi supusă unui... pentru că acolo s-a făcut o expertiză și ea trebuia supusă în Consiliul Local. Nu a fost făcută treaba asta. Expertiză? Da, o expertiză. O expertiză asupra unor lucrări făcute acolo. Dar, mă rog, dacă vrea domnul Săglan să-i spună ceva, eu nu cred că... Acolo... Când a fost făcut? Eu credeam că a prezentat în Consiliul 2019. A fost realizată o expertiză. Știm foarte bine că constructorul, la un moment dat, a știut să prezenta la licitație în 2008. O oferit suma cea mai mică și, mă rog, n-am acceptat că a venit suma. Dar nu am putut să ne amestec acea investiție cu suma care a oferit dumneavoastră de la momentul ăla atunci de 4 miliarde și ceva, deci ar fi 400 și ceva de mii acum. Dar, iar când s-au mai realizat niște lucrări, pentru că la Curtea de Conturi
obținut problemele astea din spus. Dacă e din 139 de mii, acum ați o împătățit suma, practic, într-o 699 de mii. 697, nu, 69.716, din diferența de 139.600, 139.656. Problema este că administratorul acul Florului, major Florin, lucrează în Anglia și îmi place totuși că colaborează, pentru că atâția ani nu știu ce consultor ar fi mai răspuns la telefon sau ar fi mai trimis bani sau vin în concediu și realizează diferite lucrări. Deci încetul ce face acea investiție a fost foarte la capăt. Asta este, este o problemă care mai aparține și trebuie să o ducem la soluția. Problema e că ce expertiză am înțeles? O expertiză pentru diferența lucrărilor care mai trebuie să fie. Când s-a făcut? S-a făcut 39 de vinul. Când s-a făcut expertiză? Vă spun acum, în 17.07.2019, înregistrată în registratura Comunei Scânteia, proces verbal de predare primirea expertizei tehnico-economice cămin cultural din satul Borosești, Comuna Scânteia, Județul Iași. Bădiași. Probabil că putem vorba, adică așa cred și cred că da. Ar fi normal. După o serie de lucrări, expertul ar trebui să-și spună părerea ca acele lucrări sunt sau nu efectuate. În sensul ăsta, probabil, va fi domnul primar cu... Nu, cu mine Curtea de Conturi nu m-a sunat personal, a cerut doar numele meu, de asta nu cum mă cheamă și numărul de telefon. Toată documentația a cerut-o contabilii. Deci tot ce înseamnă documentația a cerut-o contabilii. La discuția mea cu contabila i-am spus să o zic că mi s-a pus și mie la dispoziție expertiza, și tot ce era toată, i-am cerut documentația și eu i-am spus din start că ar fi trebuit ca această expertiză să fie prezentată Consiliul Local la momentul respectiv și Consiliul Local să constituie o comisie de recepție a lucrărilor care urmau să se facă, ca atunci din debitul de 139 de mii care era, prin fiecare factură și deviz de lucrări ce se efectua și cu proces verbal de recepție, să se scadă din contabilitatea, din debitul respectiv. Și atunci lucrurile erau bune. S-ar părea că acum Curtea de Conturi, într-o discuție de ieri la ora 16, chiar a sunat-o pe că doamna contabilă e plecată cu toată documentația la Curtea de Conturi, aceeași speță aș recomanda-o. Dar nu mai contează, asta este, o să vedem probabil ce, adică ce măsură să facem, că e așa dau. Aveți de făcut pas cu pas. Cât a costat? Cei care au venit înainte de control, au venit cu control, aveau o altă variantă, că după o serie de lucrări, același expert care a realizat expertiza inițială, să facă o situație de lucrări și să subvenționeze dacă acele lucrări sunt de calitate, în sensul ăsta. Tot prin expertiză. Da. Acum problema se pune în felul următor. Acum se pune și comisii. Comisia e mai cu semnul întrebării, pentru că nu ai specialiști. Doar să iei specialiști în afară. Ce specialiști ai în primărie ca să constate, eu știu că o lucrare este sau nu este calitate. Asta știam eu, acum e o noutate. Comisia care se instituie la nivel de Consiliu Local, deci și nu calitatea, nu cantitatea, nu. Faptul că sunt pe teren, se regăsesc lucrările menționate în așa, asta cu comisie, nu. Când e problema de strict specialitate, atunci normal, că nu poate un profesor sau un inginer sau un care dintre dumneavoastră consilier cu profil agricol sau ceva să spună despre calitate, cantitate, lucrări. Dar cât a costat expertiza asta? Nu are nicio contată, nu. Cred că 10.000 de lei, nu chiar. Asta la comanda noastră, nu?
La comanda noastră. La comanda noastră, la sugestia... Da. Dar noi n-am... Noi, consilierii mai vechi care suntem, n-am știut așa ceva. Păi nu, eu am prezentat acea expertiză, dar nu știu de ce... Nu, 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 eu cel puțin, doar știți că am participat la toate, nu știam de expertiză, nu știam de valoare. Nu. Orice, nu, haideți că nu mai lucim, da. Părerea mea este domnul Săcăleanu. Eu nu vreau decât să vă reamintesc că acum un an de zile, dacă vă aduceți perfect aminte și consilierii vechi, știți că am ridicat problema asta prin mai-iunie anul trecut, în care m-ați făcut, nu pronunț cuvintele în care m-ați făcut, că eu sunt deștept și le știu pe toate și a început campania. Doar atât vreau să vă spun. Stop. Și m-am reamintit foarte bine. Când am ridicat, dar nu mai are. Ați ridicat problema asta, dacă eu vreți, vă aduc eu aminti, că se făceau niște lucrări acolo, pe ascuns, referitor la uși, la geamuri, la tencuiel și la alte cetățeni care veni și vă spus lucrul ăsta. Și ați abordat subiectul de discuție. Cu tencuiel de anul trecut, și vă reamintesc, al lui Aniculăiesi. Fără să vreau, l-am luat în mașină și mi-au spus că lucrează acolo. La următoarea ședință din Consiliu, și vă povestesc foarte bine, am ridicat, domnule, ce mai știți de Cămin la Bodești? Și mi-ați aruncat niște injuri. Punct. Și le știți foarte bine. Și dacă păcat că n-avem înregistrat. Dumneavoastră ați spus la momentul ăla, mi-amintesc, acum am zis discuția, că folosesc materiale de la primărie. Corect. Da, dar, eu pot. Puteați să veniți cu oameni argumente vârtic. Materiale. Da. Haideți. Păi nu, el asta spusesc atunci, da. Dar Vasile, care era niște... să avea două zile de ajutor social, nu, dar eu dovedesc că l-am plătit de omul ăla. Dar nu e problemă. Avea două zile de făcut ajutor social. Nu-mi comand, domnul, chestiunea asta noi. Chestiunea este că dumneavoastră trebuia să aduceți la cunoștința noastră a Consiliului Local ce ați făcut acolo, ce probleme au fost. Știți foarte bine că nici raportul Curții de Conturi, când v-a făcut imputația dumneavoastră, vă găsim vinovat pe cele 2 miliarde 600 de milioane care le-ați dat în plus la aia fără să execute lucrări, ați citit numai ce ați vrut și nu l-ați prezentat. Doi, deciziile Curții de Conturi trebuia adusă la cunoștința consilierilor locali. O spune că se face copie după ea și se aduce la cunoștința consiliului local. Ori geamurile și ușile care le-ați făcut în valoare de nu știu cât și au mai rămas ca imputații pentru dumneavoastră, pentru care treaba noastră, răspundeți, nu aveți ceva sau un neapărat sute, lucru care trebuie adus la zi, apropo de ce trebuie adus la zi, dumneavoastră sunteți conștient de lucrul ăsta, am înțeles că asta spune domnul Dărăbanu mai înainte și dumneavoastră la fel a spus că, da, o să faceți ce trebuie făcut, că dumneavoastră sunteți vinovat, dar noi consilierii, eu cel puțin, câți consilieri vechi, nu știu de chestiunea asta. Cu expertiza, cu că vi s-a imputat atât, acum mai rămas 1 miliard și ceva, că au costat ușile, geamuri și lucrările pe acolo 600, 700, ce spuneați mai înainte, când s-au făcut, adică o transparență trebuia să fie, suntem consilieri locali. Pentru că noi, consilierii locali, v-am ajutat, dacă știți foarte bine, și cu acest cămin cultural, care tot din divizie au făcut, ce au făcut aici, știți cum au lucrat, păi au trebuit stricat și refăcut pe banii cui și noi am propus atunci în ședință de Consiliul Local. Deci diferența a fost continuată, eu cred. Da, nu da. Și dărâmat ceea ce au făcut ei greșit. Deci a fost continuată. Ce am făcut ei? Ori, continuată, da. Dar știți ce au făcut și după aia s-a stricat. Iar noi în Consiliul Local, ca să nu se piardă bani și să nu se ia așa, am zis, domnul primar, haideți să vedem cum putem face. Terminăm cu firma, normal cu ea și luasă fuga după ce au încasat toți banii, să vedem, să aducem pe alt constructor, faceți o altă licitație, să vină, am fost de acord în ședință, au venit, au făcut, au terminat lucrările și așa mai departe. Nu ne-am opus, că dacă ne opuneam, rămâne și ăsta într-un stadiu nenorocit. Dar noi am propus chestiuni care puteam face treaba asta dacă nu era atât de... cu mască făcut de către dumneavoastră la Bodești, lucrările și toate celelalte, am fi găsit o soluție toți noi aici, că doar nu avem nici un interes să nu facem ceea ce trebuie făcut vis-a-vis de a se ridica un asemenea obiectiv. Ori nu s-o știu lucrul ăsta și dovadă că ați făcut-o doar așa pe șest, a izbucnit acum. Vă dați seama că nu-i bine și nu-i
Ați făcut o greșeală, că i-ați dat drumul la acei bani, ați făcut-o. V-ați asumat-o, este adevărat. Da. Ne-am asumat asta. Știm, domnul. Da, dar trebuia să știm și noi. Vă rog, vă las sigur că da. Trebuia să știm și noi. Asta. Menționez că acele uși, geamuri, acoperiși care spuneți dumneavoastră, au fost realizate de constructor, de secercultor. Cum spuneți dumneavoastră că s-au făcut pe ascuns, dacă constructorul a venit ca să continue lucrările. O veni mai târziu și totul altceva. Domnul, să că le-am lucrările astea care sunt, aici spune domnul Daravană, de 700 sau 600. Astea, domnul. Dar cine le-au făcut? Le-au făcut constructorul? Nu. Ei, păi asta spuneam. Parte din ele le-a făcut constructorul, o parte le-am realizat eu. Am cumpărat centrala, da? Este centrală acolo, da? Astea sunt facturi, sunt... Da? Nu știu, deci... Trebuia să știm și noi. Consiliul Local trebuie să știe, să fie informat, pentru că așa scrie în lege. Nu-i moftul meu ăsta. Oare... Ați făcut, spune, când a spus domnul Daravană și a pus problema ce se face acolo, ați dat niște cuvinte care nu trebuiau, vis-a-vis de... Hai bine revenim la discuția cu Slazer. Problema este că... Slazer, mai așa ceva de zis. O să continui și o să termine, o să dea Dumnezeu să fie ghirii pentru toată lumea, pentru că trebuie să intre în linie dreaptă și cu... Și o să fac lucrul ăsta, dar am zis că discutăm cu unii consilieri sunt noi, nu știu ce este vorba, iar eu n-am știut nici de expertiză, nici de lucrările astea, nici celălalt, adică s-au mai făcut întrebări, interpelări în ședință de Consiliu, dar nu s-a dat răspunsul cuvenit. Din motivul ăsta am zis acum și am deschis eu subiect discuții, că n-am habară încă. S-au realizat geamurile și acolo. Mai, dacă s-au făcut, bine că s-au făcut. Da, bine? Bine că, dar curtea de fonduri aia s-au ținut timpul. De câte ori au venit, interesul mare a fost cămilor de la Bonet. Ne-a să spuneți când am făcut, dar cu ce nu? Da. Domnule primar, lăsați-mă un pic, nu spuneți, pentru că speța asta este după alegerile din 2012 și știți ce scandal a fost la vremea aia cu acel ziar, cu toate astea, și mi-a spus tot timpul că eu n-am făcut 3 ani de viceprimărie decât să xeroxez date, astea, acte. Ori eu n-am făcut treaba asta și de asta nici, deci Curtea de Conturi, eu acum în ghilimele, vă rog frumos să întrerupiți chestia asta, în ghilimele. Dar ați mulțumit că acel bazon colaborează și... Doamne ajută, domnule, foarte bine, Doamne ajută. Practic, neastră vreați. Vrea să nu se facă, dar vedeți că se face. Da, bine. Vrea să nu se facă. Nu, cerească Dumnezeu, nu. Până la urmă o să ajungem la... La zero și foarte bine, e ok. După care o să-l supunem unui consiliu local să-l terminați. Când vă spune cineva că n-ați fost transparent. Dacă vă spune domnul Daravană că... Nu n-ați informat, eu vă spun la fel cât consilier de ei. Ca să, trebuie asta să spuneți. Puneți-vă puțin în cenușă în cap, da, domne, am încurcat-o, am greșit, suport consecința, da, așa stau lucrurile, uite, așa stau, pentru că dacă facem apel la alte organe ca să ne lămurească, nu-i bine. Da, și atunci mai degrabă ce are domnul Daravană a dus la cunoștință sau ce vine contabila de la Iași, o să dispunem și nouă, ca să știm și noi ce este vorba și mergem înainte, facem treabă și dea Dumnezeu să fie încheiat, terminat și niciun fel de probleme. Dar supărătorul a fost că a cignit când nu trebuia, când omul întreabă ceva, nu asta că supără, când e ceva, nu lua. Știți, considerătul ăsta. Dacă vă întrebați, era o chestiune, vă dați seama. Da, trecem la... Numai un pic, doamna, să că le-am poftit. Au costuri de doamna respectivă era de o corectitudine tranșantă, de o duritate extraordinară. Dar în același timp, în final, a spus probabil că este singura comună din județ, unde totul este transparent și foarte clar. Și asta o prezentat în
probabil că ar trebui de dea raport pentru că nu era final. Nu, nu. De asta nu trebuie. Orice document emis la data controlului se face cunoscut, scrie și în raportul curților de conturi, și eu am avut curs de conturi în atâția ani. Și spune, obligatoriu se prezintă Consiliul Local, se face copie după decizia așa și decizia era de imputare a sumei respective. Știți președintele ședinței, să nu monopolizați. Poftiți. Nu. Se prezintă la ședința din Consiliul. Se prezintă. De trei luni. Vă lăsați pe mine să vorbesc. Corect, președintele conduce ședința, este foarte bine să dea cuvântul, să întrerupe cuvântul dacă crede că exagerează, dar după 6 luni de nouă primărie, cred că am trebuit să renunțăm la șicanii. Astea sunt șicanii, doamnă. Dacă un primar care vine în funcție acum și o ia de la capăt, nu trebuie să se lămurească vis-a-vis de chestiunile... Păi trebuie să-și aducă aminte, sigur că dacă îl face analfabet funcțional, om care are două facultăți și sub inginer și profesor, cine să-l facă? Să-i spună lui Tăcuțanu fel de fel de cuvinte vis-a-vis de... Așa, nu-i frumos. Dacă vrei într-o comisie dietică, dar nu la un punct din asta... Jignirea este făcută în atins ca să disipeze discuția, să ducă în altă parte. Da, am voie să intervin, sigur. Poftiți. Aveți voie să vă lăsați. Nu, nu, am voie să o las pe doamna să vorbească. Nici dumneavoastră nu fiți faceți. Era vorba de o sumă. Da, aveți o prezicie. S-a cheltuit o anumită sumă din buzunarul propriu, acolo există. Adică nu este ceva care spuneți dumneavoastră să ține sub masă sau sub căciună. Nu este transparent. Ce-am spus eu, doamna? Când primarul o să ceară. Trebuia să ne informeze, asta am spus. Ceară, o să-i dea scris. Clar, o să țină de la curtea din conturi al lor, o să-i dea scris. Clar. Și mai rău să ne mai acuzăm că avem atâtea probleme de rezolvare în discuție. Doamna, ați terminat, da? Da. Dacă am întrebat, doamna, ce înseamnă asta? Dacă am vrut să mă lămuresc eu cel puțin, că ăștia la alți care sunt noi, nu știu despre ce este vorba. Dar eu care am fost consilier de 20 de ani de zile și am fost primar 10 ani de zile, știu cu ce se mănâncă orice chestiune. Dacă eu întreb așa ceva, trebuie să vă supărați? Nu trebuie, dați explicația și la revedere, că n-are nimeni nimic cu nimeni. Nu ne-am supărat. Ori... Da. Da. Dacă vreau să-mi eu în discuție să mai calmăm scris. Poftiți. Orice raport făcut de un expert se poate contradice printr-un alt raport. Așa că n-are rost să inflamați lucrurile degeaba. Dar nu-s inflamate. Păi nu, dar am întrebat, vreau să vă spun. Am văzut caze primăriei cu 6 miliarde de lei imputați la Strunga de Curtea de Conturi. Pentru că n-au avut contabil 2 ani de zile și a lucrat într-o firmă de contabilitate externă. Și până la unul s-au judecat. Primăriața au fost în continuare, au avut niște probleme din astea. Deci o să rezolvi. Important, într-adevăr, să se facă lucrările. Și la aceeași calitate și dacă nu mai... E o speță deosebită. Și eu am spus așa ceva, domnul. Da? Dar am spus să fim informați. Dar n-am fost informați, s-au făcut lucrări dintre timp și noi eram consilieri doar așa. Iar când domnul Daraban a vorbit, eu am spus că se plânge ca o babă. Deci, n-am înțeles expresiile astea de la cine pleacă. În alt context. Noi niciodată n-am zignit și n-am avut obiceiul ăsta. Asupra inventariei. Da, vinică sau, că mai am și eu, că dacă domnul... Poftiți. ...pune atâtea probleme. Poftiți. Vinică să realizează lucrări. Asta este, dar vinească problemul că ați vrea să nu se realizeze. Asta e mintea dumneavoastră. Este bine că se realizează. Când am fi informat întotdeauna, chiar întotdeauna, deși discuția a fost în Consiliul Local. N-ați citit raportul nici măcar chestiunile astea, ați citit numai ce vă convenit, pentru că am spus noi atunci în ședință. Iar ulterior, o cerut de 7 ori și nu i s-o dat. Nu se poate vorbi. Voi fi și eu președinte și la fel voi face. Așa se face. Sigur că da. Președinte... Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, dacă o să respectați. Dar vom discuta așa de probleme și dumneavoastră, din funcția care ați avut-o de director, să vedeți că o să iasă mult de la ideea. Ei, da. Discutăm. Sigur că da, sigur că da. O să vedeți că eu sunt cel care repar toate cine și-am recunoscut. Într-adevăr este, dar dumneavoastră nu ați reparat-o și rămâne o bilă neagră și o să moare. O rămâne o bilă neagră, da. Păi da? Sunteți primari de atâția ani de zile, domnul Săgăleanu. Sigur că da. Dar n-am fost probleme ori am zis, cunoscând legislația,
era normal ca să ne faceți cunoscut orice chestiune care vine vis-a-vis de astea sensibile. Nu am furat, domnului. Nu am furat. Dacă uitați-vă de bună credință, trimite bani, vă reface ceea ce nu au putut să facă atunci, asta este. Da. Dar singurul, sunt care au furat. Singurul reproș, sunt care au furat. Da. Sunt convins de lucrul ăsta. Sunt. Haideți. Ori... Vom discuta chestia așa. Absolut, trebuie discutat. Care-i problema? Da. Revenim la inventar. Am furat, se descontă. Alții au furat. Am auzit. Haideți, vă rog. Pe margine, adică pe subiectul inventar, v-am mai spus că este mai mult din lucru. Am început cel puțin pe cadastru sistematic, pentru că înseamnă și o inventariere a tuturor terenurilor extravilanii și acolo unii ne permite tavaua și intravilan, dar o să ajungem la asta, raportul primar, și o să vă explic mai bine ceea ce este acolo, pentru că acum, făcând cadastru sistematic, aflăm clar plusurile și minusurile din tablalele respective asupra proprietății terenurilor extravilane. Mai mult de atât, este clar că mai avem foarte mult de intabulat. Ce înseamnă? Locuri de casă, da? Acele locuri de casă date care sunt practic prinse în inventarul comunei, alea de la Bodeș și de la Rediu, dar când vom ajunge cu sistematicul acolo, le vom intabula bucățică cu bucățică și o facem mai ales dacă la Bodeș deja este îngrădit acolo. E clar că nu mai putem umbla decât să stabilim doar suprafața fiecăruia, că ele sunt măsurate la ruletă în momentul ăsta. La Rediu, când ajung cu tarlaua din spatele bisericii, vom face sectorizarea, că acolo sunt locuri de casă, pentru că am cereri, au venit până acum vreo 3 cereri la mine pentru locuri de casă. Dar am spus, până nu fac sistematicul, să fac calea de acces și să văd efectiv terenul nostru a primăriei și apoi după aia alături de dumneavoastră să stabilim suprafața fiecărui loc de casă, pentru că o să vedem cum este, cât și eu îl voi aduce la cunoștință. Și lucrurile ar trebui urgentate. Domnilor, dacă am ajuns aici, haideți să vă spun doar un singur lucru care să nu-l mai reamintesc. Deci, pe cadrastul sistematic s-a început din 2016, statul plătește gratis, da? La primăria Scânteia a încheiat un 2016 cu o badă, nu s-a făcut nimic. 2018 cu Mihaela, nu mai știu cum îi spune, și 2019 nu s-a făcut nimic. Eu, în momentul în care am venit la primărie în 2019, era un contract semnat cu SECE, Visa Card Expertele. 13.400. Nu, așa, aproape de, ei cer 160.000 și am spus că primul obiectiv s-a început lucru pe următoarele și sunt făcute la ora actuală până pe 31 martie, avem termen la OCPI, să predăm lucrarea cu Ogoare, Pârlita, Tolocăneasa, Mișu Raft, stați că uite, nu mi-am pus, Perieni 1 și 2, Sculii, Cărămidă, Bordei, Cârpa pe deal, Focșasca, Plop, Mârzoaia, Stupină, Poiana, așa. Rămânând, că nu putem, era prins în acest contract Poiana și Scânteia, unul ăsta de la SMA până la Fierăria Borosești. Nu cred că putem să strângem documentația și vom renunța la cele două tablale ca să predăm lucrarea. Mai mult de atât, ieri am trimis adresă către OCPI pentru semnarea unui nou contract și luat încă 10 sectoare. Eu mi-am propus că am 4-5 ani, deci menționez, nu era făcut un metru pătrat la două când am preluat mandatul. Pe sistematic. Spuneți, domnule. Suma a fost de 30.000 de lei, acum am verificat. Da. Închei contractul, încerc să fac două firme, să știți că e o muncă imensă, vă spun eu. Deci, efectiv, ne mai trebuie un om pe cadastru ca să putem face treaba asta. Adică... Să fac toate tarlalele eu, în comună? Adică, teoretic, alegi... Nu, noi alegem. Noi, deci noi, nu OCPI-ul. Nu, noi alegem în sensul că acum am o listă de 4 sau 5 tarlale pe care Roxana le pune acolo unde avem probleme. Și vă dau exemplu.
Pintilie cu partea asta de agrocopunirea până în capăt. E prima pusă. Frațăniță de la școală până hotară, cum îi spunem noi, pentru că acolo e spus și aiurea. Este a doua pe listă. Și are Roxana toată lista acolo, în care, în funcție de priorități și problemele care le avem asupra fondului funciar, noi le punem și le facem. Adevărul, găsim. 60 de lei hectarul, cum... Da, e prețul pus de orice, nu avem. Deci banii sunt primiți de la stat. Deci noi nu punem un leu aici. Cu 60 de lei găsești... Da, v-am spus, ce e viza expert, predăm lucrarea pe 31. Fără, v-am spus, fără ăsta... Poiana. Că nu am reușit. Și aceasta de la SMA, pentru că nu. De la nu SMA eu. În față? În nu, de la SMA până la Ferăria Borosești. Partea din casă, în spate de Lișman, nu am reușit. Nu puteți spune că nu era început lucrarea, nu era pus omenit. Tâmpărușa. Păi nu, dar mergem la toate inginerii și vedem să le întreb. De 2 ani zile, ce au realizat dacă n-au făcut? Cum? Că s-au întâlnit de atât de ori cu... Nu putem spune chestia asta. Și doamna aia care s-a redelea contractul, a făcut o serie de lucrări și domnul ăsta de la Rebe, zicea la cadastrist, ăla l-a văzut într-o zi acolo în birou. Acum vreo lună de zi. O preda cu lucrări? Nu preda nimic, domnule Pierone. O predat-o, o predat-o, dar trebuie să o predai atunci când ai făcut de... Și el mai este angajat acum? Da, el lucrează acum prietă. Nu mai aveți contract cu cel de la Vasului, de la Rebe, cel de la Vasului? Păi nu, ăla e de la firma este, așa se cheamă, SC Visa Card, expert SRL, el este din Bacău. Dar e contractul semnat de dumneavoastră. Deci eu m-am legat de contractul, că altfel nu mie OCP-ul dă o dată pe an banii. Acesta este județul Vaslui, localitatea Vârlată. Asta e domnul. El stă la Bacău, eu de asta știu. Deci nu făcuse, da? Nu s-a făcut absolut nimic, pentru că discuția dumnealui care a avut loc când a venit, a zis că a venit în august la dumneavoastră și a spus că acum în campanie n-avem timp. Dar suma asta când s-a dat? 30.000 de lei. Pe 2-3. 2-3 acum? 2-3 2020. Am să mă întâlnesc cu tine și să vedem că anul trecut. Anul trecut în oferta ai acceptat la 11.43. 300 de milioane, da? Da. Bun. Deci e plătit statul. Da, domnule, deci acum ne-au venit înapoi, noi închem un nou contract. Deci nu, România gratuit. Nu este așa cum spune domnul Darabana. Cu ce? Lei nu a acceptat aceasta. Dar eu n-am făcut absolut nimic, domnul primar, eu de contractul l-am chemat la mine, omul mi-a cerut așa, îmi veți da sprijinul și am spus aveți tot sprijinul meu asupra cu fetele mele și ne apucăm de treabă. E gata. Și prevăzut peste 60 lei și bani din bugetul local. Nu, absolut nimic. De 60 de lei banii care îi dă statul fără contribuția. Eu n-am făcut niciun act adițional cu dumnealui domnul primar. Dar contractul este semnat de mine, da? Da. Cu diferență din bugetul local. Nu știți nimeni. Păi nu am eu important, domnul primar. Important este că eu m-am apucat de treabă și l-am predat. Nu se găsește niciun cadastrist, că doar 10 cadastriști care se lucreze cu 60 lei pe hectare, mai ales pe intravilane. O să vedeți, să continuăm, dacă așa. Adică pe mine m-au refuzat și dumneavoastră vă iubesc atât de mult încât au venit mai mulți. Au văzut? Poți să-i spuneți la ședința următoare? Acest cetățean din Vaslui, deci cu 60 lei plus de la primărie, nu mai știu cât, dar scrie în contract. Nici într-un caz nu cu 60 lei. Nu m-am legat, domnul primar, Eu nu am cheiat niciun contract adițional, ci doar am vrut să fac treabă. Nu știu dacă mă înțelegeți. Dar contract adițional, pentru că dacă ați fi realizat un contract adițional, ați fi în minus. Adică nu sunt de acord să mai pun din bugetul primăriei, vreau ca să rămână cu 60 lei care îți dați de ANCTI. Dar nu este așa. Da. Deci niciun cadastrist nu-ți acceptă, cu 60 de lei se fac mai sunt localități care au făcut. Tragem linia, domnul primar, și o să vedeți în următorul an cât s-a lucrat aici. Că dumneavoastră n-ați făcut, deci ați predat ceva în OCPI? Nu s-a predat, dar o serie de lucrări s-au făcut parcelări, s-au făcut, sau nu. De ce spuneți că nu? Dar nu, am să vin să discut. Corect, cu Roxana. Domnul primar, am vrut să invit atât la raportul primarului angajații și la urmă le-am spus nu. Rămâneți acolo și am spus haideți să mergem. Spuneți-mi și mie, lămuriți-mă, deci se face
Și intravilanele? Intravilanele se fac doar acolo unii Tarlaua prevede, adică, vă dau un exemplu. La Tarlaua asta de la SMA, nu centru, mă refer casele care sunt pe raza și au și extravilane în spate, se fac cadastru general și dacă casa, adică a terenului, vă dau un exemplu, la... De la deal de domnul Atasei Viorel, de la viceprimar, așa, așa, tot acolo îi se face intabularea terenului care este a grădinii, a lui. Da, a lui, iar dacă casa are autorizații de construcție, îi se face intabularea locuinței total, dar numai dacă are document ca construcție. Dacă nu, se doar creionează conturul, atât apare pe, pe hartă, pe fișa cadastrală. Terenul îi se intabulează, grădina hectare, 36 de mii. Toate casele până încoace la... Da. Carmen, la... Așa, da, tot ce ține, atât ce ține din partea stângă sau dreaptă. Pentru că la rediu, tot ce... Vecinează cu talanii. Da. Doar atât. Ați să faci și intravilanile, domnule Fidic, asta au fost întrebarea. Păi întrebarea, dar trebuie. Ce? Da, uite, eu încă n-am studiat legea, dar... Dar să fac și intravilanile? Se prinde o tarla pe extravilan și dacă îi vin niște case în spate sau în față, sigur că da, este obligat să le facă și cele... Dar ei fug de intravilane pentru că... E multă muncă și o să vedem. Sunt mult mai, adică suprafeții mici trebuie să delimiteze fiecare gospodărie. De asta, dar intravilane se fac, cum să nu se facă? Bine, cele care sunt în legătură, acum am înțeles, toate, cu tarlalele, cu tarlalele. Toate intravilanele. Toate? Dar deocamdată, mă rog, ei merg pe extravilan, cele care se vecinează numai cu ei. Da. Bun. Da. O să ne edificăm. Este automat. Legea. Da, domnule, am semnat deja contractul. De ce să vă spun acum, am avut 600, da, legea 36. Aici vreau să vă spun că legea e dată din 2016. Că nu s-a făcut nimic, asta, da. Na, asta este. Bun. Așa, și aici vreau să spun că vom intabula și vom ajunge și cu inventarul ăsta undeva, la un moment dat când vom face, dacă, uite cum spune, și vom face și intravilanele, pur și simplu avem inventarul comunii la zi, cum ar veni, asupra suprafețelor de teren și clădirile aferente. Și vine și pentru arendași ca să știi automat. Și exact ce... Mai mult de atât, după acest cadastru sistematic, sau în timpul ăsta, anexa 24, dezbaterea anexii 24 va fi gratis, suportată de stat. Și ok. Hai, mai aveți ceva, domnul Vicin? Da, dacă era s-o omis a spune despre sculele și tot ce este din dotarea primăriei care, cu care lucrează băiețe. Deci aici, în urma inventarului care l-am făcut, deci sunt toate. Ba, din contra, știi și domnul Atasie, cred că sunt și în plus, că s-au mai adus din băieți acasă să lucreze. Deci și era o problemă că avem două, un polizor unghiular și un transformator de sudură care sarsă, dar ele sunt ca la, la inventar. Sunt ca... Ăla, transformatorul ăla de sudură, când era domnul Busuioc, s-a cumpărat, când l-am dus la reparat, costa mai mult reparația decât a cumpărat unul nou. L-am mai făcut noi, o mai mers... Da, e, nu e o problemă, astea da, sunt da. Care sunt uzură. Atât, da. Da. Aici? Uh-huh. Aici la patrimoniu intră și clădirile închiriate? Da, cum sunt clădirile, sigur. Care sunt în domeniu? Pentru că am discutat doar de două clădiri, de două contracte noi. Dar celelalte când expiră ca să... celelalte contracte? Păi noi ca spații, domnul Porcărașu, din câte știu și eu, avem odată închiriat... cum spune unii, este camera asta mortoală, e tot, nu, domnul, da, 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 e tot al nostru, este contract la bloc, este apartamentul care este a primăriei, unde a stat răposat Ovidiu, tot al nostru este, care nu este, nu este nimica, tot ce înseamnă poliției locală, unii la vale cu poliția cealaltă, cu muzeul, este tot al nostru, mai avem în clădirea unui poliac, unul se desfășoară activitatea, unde avem arhiva, care e tot a nostru, da, și acolo ținim arhiva, un mare... Maria Vechi, unde e Abia. E Abia, care e cu titlu gratuit. Nicolo, fosta casă din arte, unde e farmacie și spațiu. Tot ce țin de acolo este a nostru. Tot ce este, inclusiv acolo unde s-a desfășurat activitatea pe un an de zile, sau un an jumate, cât fizioterapia.
acum înțeleg că vrea... Da, o depus o cerere, o să vă aduc luna viitoare în atenție, pentru că abia o depus-o și n-am putut să o... Dar primit, sunt în domeniul public sau privat al comunii astea. Și ne puteți pune la dispoziție o listă cu clădirele din toată rata comunii, numai din... Bineînțeles, o listă de inventar vă putem pune la dispoziție. Dar suntem când expiră contractul, cât ar mai fi, cât mai are, ce... Da, ceriți, prin asta nu e nicio problemă și vă punem la dispoziție, prin lista de inventare. Nu avem acum decât unde este aici cu sigriile și dispensarul uman și farmacia. Atât este dat în chirie. Celălalt ce este cu titlul gratuit, dat la agenție de plăți, APIA, pentru că la instituții publice și nu ai cum să iese un contract dat tot prin Consiliul Local, cu titlul gratuit, așa este legal. Deci nu, acolo nu este tăiat. Dincolo în spate, da, de la poliție, de totor activitatea poliției, mai avem niște oameni în spate acolo. O listă de inventariere o să fie făcută de către... Dar o avem, există. Bine, actualizată, mă refer asta actualizată și o să fie dată la dispoziția celui care solicită sau a comisiei sau... Da? Nu, indosare. Dacă aveți de acord cu acest punct 3, privind inventarierea bunurilor, de acord? Da. Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse pentru elevi din învățământul preuniversitar din Comuna Scânteia, care se acordă în anul școlar 2020-2021. Proiect inițiat de către domnul Porcărașu și Florin Pancu. Aici noi am propus trei tipuri de burse. Burse de studiu, burse de merit și burse sociale. În proiectul a ajuns la, acum în dezbatere, nu a ajuns decât burse de merit. Da, domnul Porcărașu, haideți să vă spun eu. Știu. Nu știu dacă e bursă de performanță. Ba, da, ce o să ascult să vă spun. Acest nu... Proiectul ăsta de hotărâre a fost inițiat și anul trecut. Deci nu e nicio noutate. Chiar am vrut și a fost foarte bine și v-am lăsat ca inițiator și este lăudabilă din partea mea și veniți în continuare. Chiar dacă eu le-am pe ordinea de zi, veți avea întâietate. Adică nu mi-am însușit acest proiect de hotărâre și nu vreau să mi-l însușesc. Chiar, adică să mai fiu eu ăla care eu dau cap, eu centrez, adică numai eu. Foarte bine. Problema burselor acum este un pic cam delicat. Și eu aș fi de acord să dăm burse până la nota, dacă se poate, 6, dar nu, prevede legea. Pentru că hotărârea spune clar aici, eu am ordinul asta din 7 octombrie, spune bursă de ajutor, așa, bursă de ajutor, bursă de merit, bursă, spune toate mediile aici. Eu vreau să vă spun că anul trecut au fost burse de la 9, da? Mi-aduc bine aminte, sau 9, 5, nu, de la ora, de la 9, dar a fost în cuantum de 50 de lei. Țineți okay, minte? Acum ne obligă legea să fie 100. Așa. Și atunci, am spus așa, am spus că, domnilor, este greu pentru că trebuie să ținem cont și de buget. Dacă ne ducem prea, lăsați că le găsesc, dacă ne ducem, am aici notat, lăsați că le găsesc. Trebuie să ținem cont și de buget, dar ce facem cu cei cu burse sociale? Aici vreau să ajung. Pentru că la ora actuală, domnul Porcărașu, la ora actuală, am hotărât și voi veni în hotărâri, voi veni în Consiliu cu transportul elevilor care sunt din alte sate, da, care sunt din alte sate, adică am stabilit că exact am înțeles că de pe 2 se ia vacanță până pe 4 mai, de pe 5 mai voi pune la dispoziție, am vorbit cu domnul Ionic, cu transportul care se ocupă raza comunei, i-am comunicat numărul de elevi, de unde până unde, adică ar fi de la Școala Bodești spre Tufești de Sus și Rediu, da, aici este, de la ce înseamnă Lunca Rateș, Ciocârlești,
Stămăchești, cum îi spunem noi, de pe traseu pentru Scânteia și Borosești, că Lunca Rateș merg o parte la Borosești. Poftim? La Ciocârlești, de unde e el? O să stabilim deocamdată și vom vedea locurile de întâlnire în momentul în care stai. Până în momentul ăla o stabilim locul de întâlnire. Ori ia de la șosea, ori merg la școală și ia din centru. O să stabilim. Atunci, eu vă mai spun, la ora actuală există pe partea socială stimulentul educațional pentru preșcolari, care în Comuna Scânteia, la noi pe raza comunii, avem 55 de dosare, ori 100 de lei pe lună, și ei primesc dosarele sunt, și sunt serviciul social de la mine le are contabilizate. Mai mult de atât, pe OG-ul 133, îl știți care este, clasele 1-8 și preșcolari, avem 352 de dosare la nivel de Comuna Scânteia, a 500 de lei pe an, care vor urma să le plătim. Venim și noi acum cu burse sociale? Haideți să fim realiști. Da, erau mai multe tipuri de burse. Burse sociale, burse pentru orfani. Am înțeles. Cazuri speciale, am spus, că sunt foarte puțini. Și ei s-au încadrat la, aici, la sumile astea. V-am spus, sunt 352 de dosare. Și cu, mă rog, și cu 55 avem 400, da? De burse, care sunt și ele sociale, da? Spuneți, domnule director. Poți să aduc o completare? Sau... Poftim. Luna februarie mi-am trimis o adresă referată către primărie, în jur de 10 februarie, cred, pe care solicităm bursele conform ordinului 5600 din 2011. 5576. Așa. Dacă noi am început în luna februarie, nu știu cum poate fi cumva din partea dumneavoastră solicitarea când a solicitat mai înainte. Este foarte bine atunci. Foarte bine să fie din partea dumneavoastră, doar să dea. Nu se pot lua două burse în același timp, da? Mai există acolo un punct foarte important, copilul trebuie să aibă imediat 10 la purtare. Da. Iar ținând cont de bursele astea sociale, unde știm că sunt copii cu anumite deficiențe de comportament, nu prea au media 10 la purtare. Nu se încadrează. Nu se încadrează. E simplu. Și tot în urmă, în urmă, spune că verificarea se face semestrial. Ceea ce am trimis eu cel puțin pe domnul Gigi, este o situație foarte clară. Dacă se încadrează, e posibil ca pe semestru 2 să fie mai puțin. Dar clasele 6, 7, 8 vor primi cursuri la începutul anului școlar, ca să fie ceva cu cursuri în începutul semestru 2, pe cum a zis de acolo. Ceea ce spunea domnul primar mai înainte, cursurile, că nu cursuri, stimulentul ăla de 500 de lei pe, pe an, pentru conform ordonanței 133, sunt niște fonduri guvernamentale, dar nu cumva europene, deci nu sunt nu vorba de fondul local, din administrația locală. Dar cele 50 știi? La fel, acele stimulentul ăla pentru preșcolar, la fel sunt stimulentul din buget de la minister. Da. Propunerea din partea școlii, de fapt, a fost două propuneri. Elevi începând de la ora, de la media 9 și la 9.50. Urmând ca în Consiliul Local să hotărască cum se poate încadra în funcție de buget. Eu, ca profesor, ca director de școală, aș stimula elevii fără nicio problemă, chiar cu media 9. Profesorul nu sunt subiectii următoare. Cine are 9, are 9 pe merit, cine are 10, are 10 pe merit. Dumneavoastră spuneați acolo din cursii sociale în ceea ce privesc orfanii. În general, orfanii sunt prinși la alte cursii sociale și atunci sunt prinși acolo. Mai sunt copii din familii monoparentale, sunt prinși la burse. Mai era bursa de performanță. Bursa de performanță, într-adevăr, în ordine spune că se primească elevii care au participat la olimpiade, județene naționale, internaționale sau concursuri. Care au obținut chiar premii. Și care au obținut premii. Numai premiața premii, da? Ei, noi nu avem așa ceva la nivelul comun. Nu avem. Avem participare. Eu, de exemplu, am participat la olimpiade, la concursuri, cu 2 ani în urmă. Au primit copiii la vremea respectivă. La Scânteia sunt doi copii care au media 10 pe linii până din clasa 5-a. Am discutat împreună cu domnul primar și să vedem dacă consiliul este de acord. Că acești doi elevi, obținând media 10 în fiecare an, ar merita o bursă de performanță.
chiar dacă nu au mers la Olimpiadă, dar ar merita. Dar poate fi o bursă de merit cu altă valoare, loc de 100 să fie 500. Nu, am stabilit 150 de lei. Poate fi și de 200-300. De asta, la... Deci cu 10 lei. Da, cu 10 lei. Dar cu la performanță, știți de ce? Pentru că copilul ăla care obținu de la 1 până la 5-8. Între la cu 10 și ăsta cu 9, este diferență foarte mare. Pentru că ăla care are un 9-50, cu atât are un 7 la matematică. Sau la română. Fică de asta cu 10 cu linie este un copil care zicești într-adevăr. Nici nu prost copii ăsta, nu știu. Dar felicitările mele care 10 cu linie. Am avut la Folosești, nu știu câți bani. Două fetițe care au 10 grade și știu ce înseamnă munca lor. Deci merită chiar bursă de performanță pentru ca să-i stimulăm pe ceilalți în urmă să obțină și ei așa ceva. Are alt statut. Da. Are alt statut. Acum, unica dumneavoastră să vă tărâți, o să vă tărâm împreună, să-ți propună din domnul primar unul din bugetul pe care îl are, dacă merge cu bursele alea 75, cred. Da, 77. Dă-ți o parte cele două de performanță, 75 cu cele de merit, sau merge cu cele 42, cele două școli, cu punctul din bugetul pe care îl are. Spuneți, domnule. Putem stimula performanța și abordăm consilieri. Dupăm așa cu partidii și cei care sunt parlamentari de aici, câte o bursă. La bursele sociale mai intră și bursele educaționale. Da, mai întâi pur educațional la cele sociale, însemnând că într-o anumită familie, nu știu, plecat, tata a murit în front, pe război, clar, sau caz, nu știu, dar casa, da, la performanță, oala, unui copil, unui părinte, la care să sunt cele ocazionale. Ai câștigat da, ceva unul. Da, da, performanță totuși. Propunerea mea, mulțumesc doamna directoare, domnul președinte, îmi permiteți, da? Da. Propunerea mea era, chiar dacă, să știți, și vi-l spun din nou, avem un an greu, cu, cum am mai spus, cu banii, nu va fi ușor, cu ocazia să vă informez și de cifri. Cifrele sunt îmbucurătoare, au început să vină cifrele de la buget, sunt îmbucurătoare, dar avem investiția care este începută, mai spun celelalte patru investiții cu școlile care ne bat la ușă că suntem pe linii dreapte de luat avize și de emis autorizații, cu cele două școli și două grădinițe și va trebui să punem cofinanțare și noi acolo dacă lucrările merg într-un ritm alert. Așa că am zis, haideți că nu o fi așa, să mergem cu cele două bursi care erau de performanță, să le spunem cu nota 10 pe linii, să mergem cu 150 de lei pe lună, pentru că bugetul este clar, sunt aproape 10 luni. Da? Deci aceștia lună, șapte da? Vor fi aproape, dacă luăm 75 ori 100 ori 75, trebuie vreo 75.000 de lei. Deci astea 750 milioane. Nu e o sumă neglijabilă. Dar de câte știu oricum, acum ori să vină de 4 ori sau de 3 ori mai mulți bani de la Consiliul Județean. Asta o știți teoretic, bun. Teoretic, banii de la Consiliul Județean ne vin foarte buni, dar și la solicitări și la existențele subsemnatului. Corect. Da. Dar nu asta. Așa că am zis să mergem cu cele două bursi de performanță cu 150 de lei. Alea cu 10. Cu 10. Celelalte să nu luăm de la 9,50, să luăm de la 9, să fie 75 de burse, cu 100 de lei cât prevede. 75 de și am zis, haideți, că o să... Cu cât? Cu 100 de lei. Care prevede cuantumul hotărârea, ordonanța, cu 100 de lei. Într-un proiect de lege al domnului ministru Orban, domnului ministru, el a prevăzut 150, a fost revenit și a rămas 100. Și cât a rămas acum? 100. Să mergem prin ei. Acolo, un subarticol, că administrația publică locală poate ridica cuantumul cât... Am zis să mergem să le dăm la toți, să-i încurajăm. În afară de cele cu 10 la 150 de lei pe lună. Da. Asta însemnând pe tot anul calendaristic. Asta, an școlar, cu dat păi. Jos, că el are îți cam 9 luni, am socotit eu 90 de luni. Deci, la clasa 5-a se dă început cu semnul. Da, așa e. Dar deci, trebuie să ne uităm că nu mai știu exact. 5-8 ia din septembrie, 6-8. Deci 6-8. Va trebui 6-8. Să dăm așa, 6-8, ce, clasa 5-a ia început cu semestrul 2. Domnul primar, hai să ne mai dinăroși, două buste, mai sunt două, hai să ne la 2 milioane. Și mai dau 50 de lei, adică
Și trebuie să rămân la construcții de teat pentru alea două burții. Pentru început, pentru alea burții, domnul consilier. Eu știu că copiii sunt... Să le dăm pe tot atât. Până acum nu s-o dat, că a fost ce a fost. Acum dacă li se dă suma asta, pentru început eu zic că e bine atât. La anul vom vedea ce vom face. Pentru început ar fi fost 200, dar la anul mai bine ce mai facem. Da, sigur. Și că... anul trecut au primit... Domnul primar, astea nu două, da? Vă spun și eu ceva. Nu vă bazați prea mult pe banii de la Consiliul Județean, pentru că la momentul ăsta nu știm. Și eu avem promisiuni, referinții că voi primi atât și până la urmă, când se lua să se calculeze, rămâne cu foarte puțin. Da. Dar aceste, eu știu, discuții care le-am avut în ședințele din urmă, cu arieratele, cu datoriile lăsate, iată că într-un fel de rezultate acum. Domnul Darabane m-a acuzat iubit că m-am înscris, acea factură a fost tăiată, dar trebuie să știți, conform legii 273-2006 privind finanțele publice locale, atunci când Consiliul Județean repartizează cei 20% din bugetul total, că așa, așa menționează legii, pe primul loc sunt arieratele, cei care au arierate, deci primesc cele mai mari sume. Păi se contrazice, da. Iar pentru celelalte, mult mai puțin, dacă ai proiecte în derulare, dacă ai arierate, sunt obligați de legea 273 să aloce niște bani. Așa că discuțiile de rândul trecut, intrăm în faliment, deși subiectul că primăria a funcționat în continuare, noi intrat în faliment, am discutat cu contabilitatea și eu zic că, da, tot domnul primar mi-a spus, mă rog, doamna Chelărescu, iată că ne va lua 5% pe lună ca să plătim acele datorii. Care 5%? Pentru că primul trimestru deja este trecut, bugetul îl vom adopta în trimestru 2 și deja suma care este în jur de 1 milion se poate plăti cu prevederile din trimestru 1, deci poate achita odată. Da. Dacă împărțim bugetul, că am văzut și eu cifrele ieri, la 4 trimestre cam revin din primul trimestru cam suma care este la momentul ăsta. Da. Spuneți. Nu știu dacă avea rost acele discuții de atunci, nu eu le-am provocat, domnul Darabane le-a provocat. Bun, problema domnului... Adică la dumnealui eu mulțit mult ca să dea acele sume să fie mai mari la Consiliul Județean. Dar, domnul Săgăleanu, problema da. Este că acum ce a spus dumneavoastră, vă contraziceți ce a spus atunci. Nu atunci, nu, nu, l-ați criticat că de ce te-ai înscris cu arierate? Că puteai păi să... Iar eu am spus, conform legii, este obligat să dai arieratul, că este prima condiție. Dar atunci l-ați criticat de ce te-ai înscris cu arierate. Sunt cu două tăiuri și eu am avut situația da, asta. Știți că i-a zis lucrul ăsta, da? Ei, asta am zis. Deci, dacă în faliment, dacă intră în faliment, primarul actual își pierde funcția, deci, și nu cred că era cazul. Nu, dar cum se intră în faliment? Sunt primării care au avut situații atamente, care au imputat 2-3 milioane de euro și n-au intrat în faliment. Asta e o fost o primire. Bun. N-am mai auzit de primării în faliment. Nu, a spus domnul primar atunci că nu s-a făcut el această afirmație. Dacă lumea a auzit de sume de probleme de genul ăsta, fiecare o interpreta și o vorbit în fel și chip. Păi e suficient unul să vorbească. Bine, dar nu dumnealui o folosit expresia faliment și altele, că un om ba da, mai înțelege. Dumnealui o citit, uitați, subsemnatul Darabane, așa, în 2 săptămâni intrăm în faliment. Cumpăm o înregistrare. Riscăm. Dumnealui eu spus. Riscăm. Riscăm, da. Da. Ferească Dumnezeu de pandemie și de crize economică, că se putea ajunge și la o nenorocire dacă ăștia vin și îți bagă sula în coasă, îi dai miliardele și statul nu ți-o dat. Că sunt 20 de miliarde, nu sunt... Dar hai deja, și la fel, suntem la subiectul ăsta să lămurim odată pentru totdeauna, să nu mai fie discuții, că tot s-o insistat atunci, eram prea supărat ca să-i explic. Deci, în 2020, și aceste drumuri, 10,6 km de drumuri, trebuia să rămână la stabil de piatră spartă, da?
Știm ce s-a întâmplat în lunile iunie-iulie, dacă am mers la Deluț, dar nu numai acolo, pe toate drumurile, au fost ploile alea abundente care au rupt și malurile, erau în pericol și casele. Într-o discuție, într-o întâlnire cu dirigenția de șantier, cu constructorul, deci toți cei implicați, s-au ajuns la concluzia că trebuie să pună cel puțin primul strat în anul trecut, plus recolile, ceea ce s-au realizat până la urmă, da? Ei, asta au fost, că altfel, dacă rămânea la stadiul de piatră, rămâneau și bani pentru 2021, deci am fost nevoiți ca, dar condiția au fost ca să factureze, sigur că da. Am fost nevoiți ca acea, să depășim suma care era prevăzută în buget. Și deci au apărut de costă, da? Nu știu de ce nu s-a înțeles situația asta, deci domnul Arabană știa foarte bine ce s-a întâmplat la Orăsești, cel puțin, dar peste tot, și la Cutești, și la Bodești, acei situații. Deci, unde era pantă, a fost situația mai dezastroasă. Se știa din viața asta, dar totuși s-a făcut toate pacea. Da. În continuare, eu sunt sigur că nici anul ăsta nu se poate achita, probabil, dar depinde acum ce bani vor veni și pentru alerate. Sigur nu se poate. Văd că firma deja și-o pregătit terenul pentru a turna al doilea strat. Am discutat. O răzuit la capite, practic cu al doilea strat și cu câteva lucrări care mai sunt foarte puține, semn de circulație se capite lucrarea. Și lucrarea e preconizată să termine cel târziu în luna iulie, predată. Și în funcție de bani, sigur. Păi bineînțeles. Da. Deci trebuie să gândim ca tot așa, nu, de ce am făcut, de ce am gândit de asta. Domnul primar, nu v-am reproșat, ce v-am reproșat, știți, acea factură în care trebuia să mă sunați, punct. Păi, asta o, de aici o plecat discuția. Am spus că haideți să grăbim lucrările, că o să tăiesc factură, sigur, că asta a fost condiția. Și el a întrebat atunci că de ce nu i-ați spus de fapt. Dar factura aceea nu s-a tăiat în septembrie? Nu știu când s-o tăiat. Nu, pe 16 octombrie. 16 octombrie? Da. După alegeri? După alegeri. Mult. Da. Pe 6 au fost reproșul că nu a spus. Uite, băi, tai ăsta factură. Nu, dar și aici... Pe în septembrie. Mi se pare normal... Păi ele lucrări sunt făcute de mai de mult probabil, iar factura au tăiat-o nu pe 16 octombrie. Datorită lucrărilor făcute ideate în septembrie, poate. Pe 16 octombrie este. Mi se pare normal ca, eu știu, dacă eu am discutat ca să grăbească lucrările, ca factura să o primesc eu, că am în funcție. Da, dar nu v-am spus. Primar a fost până... Corect, până pe 27. Perfect, perfect. Haideți da. Poftim. Am înțeles că s-au dat curse sociale de navetă. Da. Puteți explica ce înseamnă acum dacă pune... Curse sociale? De navetă. Nu, de navetă. Păi curse sociale, dar curse sociale intră. Copii orfani, copii cu familii monoparentale, copii cu bolnavi. Ce care fac navetă? Ce care fac navetă pentru un sat cu vecinul la școală? Așa, acum dacă domnul primar te pune microfonul la dispoziție. Păi plătește primăria, contul... Păi dispare astea, nu se mai dă. Da, au bursă sociale, nu știu ce... Deci copiii vor merge gratuit, primăria cu operatorul discută și vede ce... Când face bugetul, vom aloca bani. Scrie în ordine. De la operatorul, da. Acest subiect trebuia aprobat odată cu bugetul, adică în acei servițe. Nu sume fabuloase, sunt copiii noștri, bun. Domnul primar își asumă răspunderea că poate suporta cheltuiala respectivă? Domnul primar, deci... Repet, cele două cu 150 pe lună și cu media 9, 75 de burse, 100 de lei. Mai este altceva? Nu. Nu. Sunteți de acord? O întrebare aici. Poftiți. Care proiect îl votăm? Ăla trimis de mine sau ăla modificat? Păi, domnul Porcărașu, rețineți. Domnul Porcărașu, eu am spus așa. Deci cu nota 10, 150 și cu media 9, 75 de burse, ori 100. Asta vreau să supun la vot. Nu știu să punem, atenție, nu ca număr de burse, ci noi doar cuantumul. Cei între 9 și 9, 99 vor primi 100 de lei, că vor fi 75, vor fi 74. Varianta noastră care era? Nu, noi trimisesem un proiect și a ajuns alt proiect pe ordinea de zi. Păi nu, a spus-o dumneavoastră cu bursele sociale și noi le-am exclus și venim acum și vă spun că... Că nu pot lua domnul Porcărașul. Bursele sociale nu sunt apărute
nu se pot da două burse pentru acel copil. Și atunci, probabil că unele de la dumneavoastră ca propunere excluse, pentru că... Trebuia să treceți și beneficiarii de burse sociale, pentru că ei beneficiază într-un mod indirect de banii respectivi. Trebuia trecut numărul aici, este un problemat. Păi, dar eu vă l-am comunicat din datele de care le are doamna din sectorul meu de social, în care vi l-am spus care sunt, da? Așa, 352. Are tabel cu elevii care fac naveta dintr-o localitate în alta, care trebuie să fie incluși în bursa pentru transport. Aia de transport, le vom asigura transportul de acum, deci dispar. Și noi nu mergem decât pe aceste, deci peste 9, iar aici, cu ceea ce beneficiază ei, acei 55 care sunt preșcolari, cu 100 de lei pe lună, atât, și sunt în plată la ora actuală, și 352, ori 500 de lei pe an, care sunt beneficiarii ordinului de guvern 133. Scuzați. A, haideți, da. Nu, veniți, intrați în sală. Domnul Cătălin. Doar o chestiune, cine asta? A. Dar lăsați-mă.